Bun găsit, dragi telespectatori! Începând cu prezentul episod, pe parcursul a 3 episoade consecutive, ne propunem să abordăm o întrebare deosebit de complexă, dar și de importantă, și anume, cum va avea loc judecata lui Dumnezeu asupra umanității? Desigur, în spațiul tematic acestei întrebări generale, vom aduce anumite clarificări pe baza Sfintelor Scripturi și la alte întrebări adiacente care decurg din întrebarea anterior menționată. Abordarea tematicii în discuție este importantă și se impune a fi tratată cu atât mai mult cu cât suntem în clipa când, cum spunea Apostolul Petru, judecata divină stă să înceapă. Pentru că păcatele tot mai strigătoare la cer ale umanității, care au atras judecata divină pe parcursul istoriei, reclamă în mod evident intervenția punitivă a lui Dumnezeu. Apropiindu-ne răspunsul la această întrebare, avem șansa și oportunitatea să ne pregătim și mai bine în perspectiva acestei judecăți și cine nu-și dorește oare să se prezinte cât mai bine atunci când va fi dus la judecata lui Dumnezeu, indiferent de modul concret în care aceasta va avea loc. O întrebare punctuală care se impune a fi pusă de la bun început este: trebuie acreditat conceptul unei așa numite judecăți viitoare generale asupra omenirii? Sau ar trebui mai degrabă să avem în vedere o derulare a judecății divine în mai multe faze, în relație directă și nemijlocită cu colectivitățile supuse actului de justiție? Cele mai importante trei pasaje care vorbesc despre judecata divină le găsim în Matei 25, de la 31 la 36, găsim în versetul 10 din 2 Corinteni, capitolul 5, și în Apocalipsa 20, de la 11 la 15. Unii creștini consideră că toate aceste trei pasaje anterior menționate se referă, de fapt, la o singură judecată finală și nu la trei judecăți distincte. Convingerea noastră este că Sfintele Scripturi prezintă trei judecăți cu perspectivă finală distincte, care urmează a avea loc într-o anumită succesiune. Prima este judecata lucrărilor credincioșilor, care ar urma să aibă loc înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, conform 2 Corinteni 5:10, judecata la care creștinii vor primi diferite grade de recompensă pentru slujirea lor pentru Dumnezeu. A doua, numită judecata oilor și caprelor, cu ghilimele de rigoare, sau judecata neamurilor, prezentată în Matei 25, ar urma să aibă loc după necazul cel mare, înaintea stabilirii împărăției de 1000 de ani. Scopul acesteia fiind stabilirea persoanelor care vor putea accede în împărăția de 1000 de ani. În al treilea rând, judecata de la scaunul de domnie mare și alb, care ar urma să aibă loc doar la finele celor 1000 de ani, Apocalipsa 20, și va consta în principal în judecata necredincioșilor, prin care aceștia vor fi pedepsiți pentru eternitate în iazul de foc. Dar înainte de a vorbi de modul în care va fi administrată judecata divină la diferitele ei faze, credem că este important să observăm un fapt interesant, și anume că lui Dumnezeu îi place mai mult să ierte decât să judece. Întreaga Biblie descoperă că printr-un decret suveran și veșnic, funcția de judecător universal îi aparține lui Dumnezeu, Creatorul la toate. Această temă este prezentată în Vechiul Testament pe tot parcursul acestuia. Exemplele sunt numeroase. În Geneza 18:25, partea C, Avram îi spune Domnului: cel care judecă tot pământul nu va face ce este drept. În Judecători 11:27, partea B, citim: Domnul judecătorul să judece astăzi. În Psalmul 58, versetul 11, găsim exclamația: da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Iar în Psalmul 94:2, psalmistul îi spune lui Dumnezeu: scoală-te, judecătorul pământului. Și exemplele ar putea continua, dar un lucru foarte interesant și important, și zic eu bucurător, expresia perfectă a predispoziției lui Dumnezeu de a acționa nu constă în judecată, ci în îndurare. Nu într-o revărsare a mâniei sale, ci în revărsarea bunătății și a îndurării sale, acest adevăr fiind ilustrat între altele în Isaia 28:21, unde stă scris, citat: căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, în original lucrarea lui neobișnuită, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit, încheiat citatul.
Aici profetul Isaia îl descrie pe Dumnezeu sculându-se să aducă mânie și judecată peste vrăjmașii lui. Totuși, profetul descrie această acțiune ca fiind o acțiune neobișnuită și nemai auzită. Cu alte cuvinte, aducerea mâniei și a judecății este neobișnuită naturii lui Dumnezeu. Nu este ceva ce în mod normal dorește să facă. Este mai degrabă răspunsul inevitabil pe care Dumnezeu se vede obligat, cu ghilimelele de rigoare, să-l dea vis-a-vis de comportamentul pervertit și din calea afară de păcătos al omului. Dacă trecem în Noul Testament, primim o descoperire mai deplină privind motivele și metodele judecății lui Dumnezeu. Se accentuează faptul că mânia și judecata sunt neobișnuite naturii și scopului neschimbător al lui Dumnezeu. Astfel, în Ioan 3:17, Iisus Hristos spune, citat, căci Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită, salvată prin El, încheia citatul. În 2 Petru 3:9, avem un alt citat, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Încheia citatul. Aceste versete din Biblie și multe altele ca acestea descoperă că lui Dumnezeu îi face plăcere să ofere îndurare și mântuire, dar aduce fără tragere de inimă mânie și judecată asupra oamenilor. Alte descoperiri din Noul Testament ne conduc și mai departe în acest adevăr. Lipsa de tragere de inimă a lui Dumnezeu de a aduce judecată își găsește expresia și în felul în care judecata lui Dumnezeu va fi îndeplinită până la urmă. Observăm un transfer al responsabilității de exercitarea judecății pe relația de la Tatăl la Fiul, de la Fiul la Cuvânt. În primul rând, așa cum afirmam deja, judecata supremă îi aparține lui Dumnezeu Tatăl. În 1 Petru 1:17, apostolul ne vorbește despre Tatăl care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui. Funcția judecării tuturor oamenilor fiind considerată și oarecum subînțeleasă a fi a lui Dumnezeu Tatăl. Dar în Ioan capitolul 5, Iisus Hristos ne descoperă că Tatăl a hotărât în înțelepciunea sa suverană să încredințeze toată judecata Fiului Său. Astfel, în Ioan 5:22-23, respectiv 26-27, ni se spune, citat, căci Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește, nu onorează pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Încheia citatul, sau prima parte a citatului, care continuă, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. În aceste texte se afirmă în mod explicit că judecata a fost transferată de la Dumnezeu Tatăl spre sau la Dumnezeu Fiul. Ne sunt date și două motive pentru acest gest. Unu, fiindcă împreună cu funcția de judecător suprem vine și onoarea cuvenită acesteia și în acest fel toți oamenii vor fi obligați să arate aceeași cinste față de Dumnezeu Fiul ca și față de Dumnezeu Tatăl. Și doi, fiindcă Hristos este și Fiul al omului, după cum este Fiul al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Iisus împărtășește natura omenească la fel ca și natura divină și astfel, în exercitarea judecății sale, El poate să țină seama din proprie experiență de slăbiciunile și ispitele naturii umane. Dar mai mult, natura divină este în mod similar plină de har și îndurare, atât în Dumnezeu Tatăl, cât și în Fiul, astfel încât nici Iisus Hristos nu este doritor a aduce judecata. Din acest motiv, la rândul său, Iisus a transferat oarecum autoritatea finală a judecății dinspre propria sa persoană către cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 12:47-48, Iisus însuși declară, citat, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va judeca în ziua de apoi, încheia citatul. Autoritatea finală a judecății este deținută și stabilită de cuvântul lui Dumnezeu.
Acesta este, deci, standardul imparțial și neschimbător căruia toți oamenii din toate timpurile vor trebui să-i dea socoteală într-o zi. De altfel, aceeași descoperire privind caracterul justițiar al cuvântului a fost dată deja și în Vechiul Testament. Astfel, David îi spune lui Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 160, citat: întreg cuvântul tău este adevăr și orice judecată a dreptății tale ține pentru totdeauna. Încheia citatul. David, vrând să spună că toate standardele și principiile judecății lui Dumnezeu sunt cuprinse în cuvântul său, care rămân neschimbate precum cuvântul pentru eternitate. Și acum, mergând mai departe, să încercăm să mai clarificăm încă ceva. Și anume, care sunt principiile de judecată divină conform cuvântului lui Dumnezeu? În Roman 2, versetele 1-12, Apostolul Pavel dezvăluie patru principii de bază ale judecății divine, care pot fi rezumate după cum urmează. Mai întâi, Pavel declară că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Roman 2, 1-2, citat: așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci, nu te poți dezvinovăți, căci în ceea ce judeci pe altul, te condamn singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Dar știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Încheiat citatul. Pavel se adresează aici în primul rând oamenilor religioși, care îi judecă pe alți oameni după un anumit standard, iar pe ei înșiși după un alt standard. Ori Pavel spune că nu acesta este felul de judecată a lui Dumnezeu. Judecata acestuia este potrivită cu adevărul, cu realitatea obiectivă. Dacă noi vedem și recunoaștem adevărul judecății lui Dumnezeu aplicat la alții, ar trebui, deci, să aplicăm exact același adevăr și la noi înșine, la propriile noastre vieți. Standardul lui Dumnezeu nu este diferit, el este întotdeauna adevărul, adică adevărul descoperit al cuvântului lui Dumnezeu. Iisus însuși îi spune Tatălui în Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul. Iar acest standard descoperit al adevărului lui Dumnezeu se aplică și trebuie aplicat în egală măsură celui care este judecat ca și celui care judecă. În al doilea rând, judecata lui Dumnezeu este după fapte. În Roman 2:6, Pavel spune că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Acest principiu al judecății divine este repetat de multe ori în Biblie. De exemplu, Apostolul Petru spune la 1 Petru 1:17, Tatăl judecă pe fiecare după faptele lui. În relatarea despre judecata finală din Apocalipsa 20:12 citim: niște cărți, și dăm aici un citat, niște cărți au fost deschise și morți au fost judecați după cele scrise în cărțile acelea, potrivit sau conform faptelor lor. Încheiat citatul. Folosirea cuvântului cărți în acest context este interesant și edificator. În limba noastră actuală, o carte înseamnă în mod obișnuit un număr de pagini de hârtie legate împreună la o margine. În vremea Noului Testament însă, o carte avea în mod obișnuit forma unui lung cearșaf din pergament, piele sau dintr-un alt material, care era păstrat, înfășurat sul și era desfășurat pentru a fi citit. Un asemenea sul, sigilat cu 7 peceți succesive, joacă un rol remarcabil, după cum știm, în imaginile cărții Apocalipsa. Să observăm că printre diferitele mijloace dezvoltate de tehnologia modernă pentru înregistrarea și transmiterea de informații, există unul care seamănă poate cel mai mult cu un sul antic decât cu o carte modernă. Și aceasta, sau acest mecanism, este banda de înregistrare electromagnetică. Ea este păstrată, înfășurată în exact același fel ca un sul antic, dar trebuie derulată pentru a transmite informația înregistrată pe ea. Având în minte această imagine a unei benze electromagnetice, este ușor pentru noi să înțelegem că există câte o înregistrare individuală, păstrată în ceruri, despre întreaga viață a fiecărei ființe umane. La fel cum cuvintele unui om pot fi înregistrate și păstrate pe pământ cu ajutorul benzilor electromagnetice sau în alte modalități și mai sofisticate decât acestea, Dumnezeu păstrează în ceruri o înregistrare completă și perfectă privitor la viața fiecărei persoane.
Fiecare persoană va fi judecată într-o zi potrivit cu această înregistrare a faptelor ei, păstrată pe acest sul ceresc. Totuși, trebuie să fim atenți să nu limităm sensul cuvântului fapte doar la acțiunile exterioare, asemenea celor care pot fi observate de alte ființe omenești. Biblia clarifică faptul că Dumnezeu, în judecarea omului, ține cont nu numai de acțiunile exterioare, ci și de cele mai adânci, secrete, gânduri, impulsuri și motivații ale inimii. În Roman 2:16, Pavel vorbește despre ziua când, după Evanghelia mea, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos secretele sau tainele inimilor oamenilor. Încheia citatul. Pavel prezintă același gând și la 1 Corinteni 4:5, citat, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Încheia citatul. Acest adevăr este de fapt cuprins în descoperirea că judecata va fi prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Epistola către Evrei 4:12-13 se spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, judecă gândurile și intențiile inimii, nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Încheia citatul. Vedem deci că înregistrarea lui Dumnezeu privind faptele oamenilor nu cuprinde doar acțiunile exterioare ale acestora, observabile, ci conține de asemenea și gândurile și intențiile sau motivațiile cele mai adânci impulsuri ale minții și inimii omului. În acest sens atot cuprinzător, judecata lui Dumnezeu va fi, deci, după faptele oamenilor. Mergem acum la un al treilea principiu al judecății lui Dumnezeu, care este imparțialitatea. În Roman 2:11 se arată că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Această exprimare sugerează că Dumnezeu nu este influențat în judecata sa de caracteristicile exterioare ale unei persoane. Acestea nu dau în mod necesar o indicație corectă asupra caracterului real și asupra conduitei acelei persoane. Există multe asemenea lucruri exterioare prin care oamenii sunt de multe ori influențați în formarea judecăților, cum ar fi rasa, religia declarată, poziția socială, înfățișarea fizică, bogăția, educația, relațiile și multe altele. Totuși, judecata lui Dumnezeu nu este influențată sau abătută de vreunul din aceste considerente. Acest fapt este rezumat în afirmația din 1 Samuel 16:7, unde se spune, citat, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Încheia citatul. Nu numai că Dumnezeu nu este niciodată mișcat cu privire la persoane, El de asemenea îi însărcinează strict pe toți cei care exercită judecată în treburile oamenilor să nu se supună niciodată unei astfel de influențe. Acest principiu este atât de important încât este menționat de 9 ori în Vechiul Testament și de 7 ori în Noul Testament, deci în total de 16 ori pe paginile Sfintelor Scripturi. Mergem acum la al 4-lea principiu și ultimul în enumerarea noastră, privitor la modul de exercitare a judecății lui Dumnezeu. Acest principiu este că fiecare om va fi judecat în conformitate cu lumina moral-spirituală de care a avut parte. Acest fapt este sugerat în Roman 2:12, unde se afirmă, citat, toți cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei care au păcătuit sub lege vor fi judecați după lege. Încheia citatul. Aplicat la modul general, aceasta înseamnă că fiecare persoană va fi judecată potrivit măsurii de lumină și de înțelegere moral-spirituală pe care a primit-o. Cei care au avut parte de întreaga cunoaștere a standardelor morale ale lui Dumnezeu, descoperite lor prin legea lui Moise, vor fi judecați potrivit acelei legi. Dar cei care nu au avut o descoperire deplină a legii lui Moise nu vor fi judecați potrivit acelei legi, ci numai potrivit cu descoperirea generală a lui Dumnezeu acordată omenirii în ansamblul ei prin minunile creației.
La o astfel de descoperire generală a lui Dumnezeu prin creație se referă de altfel Apostolul Pavel în Romani 1:20 când spune, citat, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și divinitatea sau dumnezeirea lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, încheiat citatul. Pavel afirmă aici că o descoperire generală asupra naturii lui Dumnezeu, adică privind puterea lui veșnică și divinitatea lui, a fost dată prin creație tuturor oamenilor de pretutindeni, indiferent de rasă sau religie, și poate fi înțeleasă de minte. Înțelegem deci că acesta este standardul de bază potrivit căruia vor fi judecați toți oamenii. Totuși, cei care primesc o descoperire în plus și deosebită prin cuvântul lui Dumnezeu vor fi judecați potrivit standardului mai înalt de cunoaștere morală acordat lor. Astfel, judecata este acordată conform luminii, conform măsurii de cunoaștere moral-spirituală acordată fiecare persoane, după cum spuneam. Același principiul de judecată potrivit luminii este cuprins în cuvintele lui Iisus, adresat oamenilor din zilele sale, relatate în Matei 11:20-24, unde se spune, un citat ceva mai lung, atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaida! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și în cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și pentru Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaum, care ai fost înălțat până la cer, vei fi coborât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine, încheiat citatul. Mântuitorul Iisus arată aici că cetățile păcătoase din lumea antică, Tir, Sidon și Sodoma, vor fi judecate potrivit măsurii de cunoaștere morală pe care au avut-o la timpul lor. Pe de altă parte, cetățile din zilele sale, Horazin, Betsaida și Capernaum, vor fi judecate după măsura mult mai mare de cunoaștere acordată lor prin prezența și slujirea lui personală. Din acest motiv, judecata acestora din urmă va fi mult mai severă decât judecata primelor cetăți. Încheind prezenta emisiune, să aplicăm acest principiu la zilele noastre. Noi, cei care suntem astăzi în viață, vom fi judecați potrivit măsurii de lumină și cunoaștere moral-spirituală care ne este disponibilă. Pentru aceia dintre noi care trăiesc în țări cu o lungă istorie a creștinismului, există foarte posibil o mai mare măsură a cunoașterii de acest gen, mai disponibilă decât a avut-o oricare din generațiile anterioare în toată istoria Pământului. Din acest motiv, standardele după care vor fi judecate aceste națiuni vor fi mai înalte. Pentru noi cei din generația actuală se aplică cuvintele lui Iisus din Luca 12:48, citat, cui s-a dat mult, îi se va cere mult, cui s-a încredințat mult, îi voi cere mai mult. Să recapitulăm în finele acestui episod a emisiunii pe viitor la judecata lui Dumnezeu, cele patru principii de judecată potrivit cuvântului lui Dumnezeu. 1. După adevăr. 2. După fapte. 3. Fără părtinire sau fără a ține seama de persoană. 4. Potrivit luminii moral-spirituale de care a dispus cel judecat. Fie să fim găsiți pregătiți pentru momentul în care vom avea parte de judecata lui Dumnezeu, atunci când acesta va hotărâ să o facă în felul în care el a hotărât lucrul acesta. Așteptăm să ne scrieți și alte întrebări, să ne spuneți care ar fi dorințele dumneavoastră în ceea ce privește răspunsurile la unele întrebări de care aveți nevoie. În episoadele viitoare, după cum spuneam la început, alte două episoade, vom aborda mai îndeaproape și alte aspecte ale judecății lui Dumnezeu. Sperăm să vă fim de folos, Dumnezeu să vă binecuvinteze!